Faptele Apostolilor 26. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt pură de iudei. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor, de aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri. Și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 semeții ale noastre care slujesc necurma lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde împărate sunt părăt eu de iudei. Ce, vi se pare necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți ființi, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când eram osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună, împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la miază împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimet, ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar mulțumită ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtesc cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise că are să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că, după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a strigat cu glas tare, Pavel, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel, dimpotrivă rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală. Căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupleci și să mă faci creștin. Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi, să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea.
Împăratul, dregătorul Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. Și când au plecat, zicea unii către alții, omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa a zis lui Festus, omul acesta i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar.